Ferma Legumicolă din Glodeni produce legume de înaltă calitate și asigură fluxul continuu pe toată perioada unui an. Răsadurile sunt produse în cadrul serilor moderne cu geamuri electrice și pereți dubli de folie, tocmai pentru a asigura că producțiile sunt îngrijite la temperatură, umiditate, lumină, aerisire, dar și izolare de cea mai bună calitate. În această perioadă se însămânțează speciile legumicule iubitoare de căldură, vinete, ardei, castraveți, dovlecei pentru răsad, în scopul obținerii producțiilor în câmpul liber. În interiorul serelor, oamenii sunt echipați corespunzător, aproape ca în secțiile de infecțioase din spitale. E și normal, ne-au spus angajații. Legumele de aici se pot îmbolnăvi, la fel ca și oamenii. În turbă preparată pentru însămânțare, în scopul uh, asigurării unui substrat de rădăcină, la rădăcină, uh, ca să nu primească infecții uh, din sol, și astfel se evită uh, o serie de lucrări de uh, dezinfectare al solului natural foarte pretențioase, anumite legume au nevoie de tratament mai special. Aici ne referim la lumină, apă și temperaturi corespunzătoare fiecarei plante în parte. Pentru a reduce evaporația, este necesar să fie acoperită, castratul să fie acoperit cu o folie perforată sau o folie care este fabricată acoperirii e, solului, permițând să primească ploaia și să permită pătrunderea ploii peste această folie în sol. Mii de legume pleacă în fiecare sezon din sere sau de pe răsadurile naturale. Ne-au asigurat că legumele vor fi numai bune de consumat la calitate înaltă și cu toate vitaminele la ele. Bucătăresele din interiorul serelor au adăugat fiecărui produs etichete cu numele celor care și-au comandat deja porțiile de sănătate. Dacă vă hotărâți să achiziționați legume sau căpșuni gata făcute sau pentru a vă umple grădina, puteți apela la specialiști în domeniu. Serele sunt situate la intrarea în glodeni lângă Târgu Mureș.